Astăzi vom vorbi despre litiaza veziculară sau pietrele la fiere cunoscute în limbaj popular. Această patologie afectează o mare parte din pacienți, cu precădere femeile cu vârsta peste 40 de ani, dar poate apărea și la vârste mai tinere, la copii sau la vârstnici. Ce trebuie să facă un pacient care simte o anumită simptomatologie? Și aici vorbim despre o durere la nivelul hipocondrului drept, însoțită de un sindrom dispeptic, adică greață o jenă imediat după ce mănâncă, balonări, un meteorism abdominal, tulburări de tranzit intestinal. Acestea sunt tulburări care nu fac pacientul să se prezinte la medic pentru că nu se poate orienta în funcție de ce patologie are. Cel mai frecvent, pacientul prezintă o durere la nivelul hipocondrului drept, însoțită de vărsături bilioalimentare repetate. Este etapa în care ne confruntăm cel mai frecvent cu acești pacienți pentru că atunci vin să ceară sfatul unui medic. Și atunci îi îndrumăm să facă anumite investigații și anume niște examene de laborator care constau în testarea funcției hepatice, dozarea transaminazelor, testarea funcției pancreatice, dozarea amilazelor serice și alipazei, și de asemenea, pacientul va efectua o ecografie abdominală care ne va arăta ce anume prezintă, adică calculii, mărimea acestora, numărul și de asemenea dacă, pacientul, dacă colecistul prezintă o suferință mai veche sau suferința este actuală. Odată pus diagnosticul pozitiv de litiază veziculară, adică avem pietrele prezente la nivelul colecistului, pacientul va fi îndrumat către medicul specialist. Și anume, cu rezultatul ecografiei, se va face o programare pentru o viitoare intervenție chirurgicală, se vor recolta un set de analize, se va efectua dacă pacientul prezintă uh, patologie asociată, se vor efectua consulturile de specialitate de care avem nevoie pentru intervenția chirurgicală, va fi văzut de medicul specialist de anestezie și terapie intensivă. De asemenea, în cadrul Ovidios Clinical Hospital putem efectua toate investigațiile de care pacientul are nevoie pentru următoarea intervenție care va fi programată. Ulterior, după ce pacientul trece de această etapă, va fi pregătit, intervenția se va efectua laparoscopic, este necesară o spitalizare de 24-48 de ore. Pacientul se poate prezenta în ziua intervenției, dacă are vârsta sub 45 de ani, dacă este mai vârstnic, este necesară spitalizarea cu câteva ore, eventual cu o zi înainte de intervenție. Avem la dispoziție aparatură specială și truse dedicate pentru a efectua intervenția pe cale laparoscopică. Prin aceasta asigurăm un confort maxim pacientului. Spitalizarea este de 24-48 de ore, cum am mai spus, în funcție de patologia asociată. Beneficiile sunt beneficiile bine cunoscute ale chirurgiei laparoscopice, adică efect estetic, o spitalizare minimă reintegrarea socioprofesională rapidă, pacientul își poate relua activitatea la 3-5 zile după, după intervenție, de asemenea sunt pacienți care vin cu mașina personală și pleacă cu mașina personală uh, spre casă și de asemenea costurile sunt foarte reduse pentru societate pentru că, spitalizarea fiind minimă, și materialele pe care le folosim nu ne sunt atât de multe ca și în cazul unei intervenții clasice. În concluzie, atunci când un pacient este diagnosticat cu litiază veziculară sau pietre la, la fiere, este de preferat să nu se automedicheze și să se îndrepte către un medic specialist pentru a lua împreună decizia terapeutică ulterioară. Pentru că procesul de vindecare este mult mai rapid în cazul în care ne prezentăm la medic atunci când avem o simptomatologie minimă, adică durerile la nivelul hipocondrului drept și vărsăturile bilioalimentare și să nu așteptăm să apară complicațiile de genul mecanic, a pancreatitei sau a ileusului biliar.